Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la ultimul episod din miniseria de Trick or Treat. Ultimul episod, am pregătit pentru voi câteva pachete interesante, am pregătit și picul acela de 30.000 de puncte, pentru care eram așa puțin în dubii, nu prea am considerat că se merită, dar pentru voi l-am făcut să vedem ce iau și eu din el, ce noroc am. De asemenea, scrieți-mi în comentariu voi, ați avut noroc la picul ăla de 30.000 de puncte sau ce picuri ați făcut de 25, de 12.000? Care este cel mai mare jucător care v-a picat de acolo. De asemenea, o să deschidem Icon, o să deschidem Exchange-uri, o să deschidem de pe shop, o să cheltuim și câteva zeci de mii de gemuri, poate, sau câteva mii de gemuri, nu știu. Rămâneți până la final pentru că va fi un episod super șmecher. În primul rând zic să începem clasic, exact cum îmi place mie, cu Trick or Treat Questmaster. De unde ultima dată am luat un jucător de 93 off-camera, acum vreo două zile sau ceva de genul. De șansele ca noi să mai luăm ceva sunt destul de mici. Dar un jucător de 89, te vezi? Pe ăsta îl vânam într-o perioadă, dacă îl mai țineți minte, la UCL-ul de anul trecut. Cine îl mai ține minte, când stăteam și farmam, am jucat o lună, două luni cât am jucat noi pentru el. Foarte, foarte mult. Mergem și la Icon Chronicles, unde avem clasicul pack zilnic cu 500 de token de ăștia, nu știu ce, abar n-am cum se mai numeau acolo. V-a picat până acum vreun Mascherano? Mie nimic. 500 de gemuri, da. Am luat cred că toate premiile. Numai Mascherano 1. Am luat până și jucătorul. Nu mai știu, 93 parcă am luat, dar nu. Ah, și milionul, da. Deci Mascherano și milionul nu l-am luat deloc până acum. Zic să începem direct cu evenimentul propriu zis Trick or Treat și să terminăm cu pack-urile alea șmechere, sau poate le băgăm pe parcurs, cine știe. Hai să vedem. Floor 3, avem 3500 de puncte. Sper să-mi ajungă să iau și Secret World-ul, Fantomita și cu, sau nu Fantomita, nu mai știu exact ce dă aici. Dar sper să ne ajungă punctele să luăm tot ce avem nevoie. O să mergem probabil pe linia asta din mijloc. O să luăm așa toată asta, să ajungem la ușă. Și după care vom lua ce mai e nevoie pe parcurs. Hai să vedem în primul ce nu mai știu, erau 5, parcă 5 scria, nu? 5 jucători. Foarte buni, ne ajută, chiar ne ajută. Avem prima fantomită cu primul jucător pe care o să-l deschidem puțin mai încolo. Luăm și 50 de gemuri, cum am zis, o să mergem pe toată linia asta ca să deblocăm totul, ca să fie mult mai rapid. Habar n-am dacă e mai rapid sau nu, dar avem deja prima fantomiță cu 1 milion pe care cred că o să o evit. Sau să nu o evităm, nu o evităm, o evităm, nu o evităm, o evităm. Hai să nu o evităm, să luăm și noi 1 milion de, sau? Hai să o evităm, o evităm, mergem și luăm direct jucătorul. Hai să vedem și jucătorul 94, 99, vine cu Argentina! Sule, sul, șule, sule, sulu, cum se citește, mă, nume? Ok, avem și un dovlecel cu 300 de gemuri și le luăm, le luăm, bă, le luăm. Și poate mergem pe linia de jos, ia să vedem. Bun, 300 de gemuri, foarte bine când vin gemuri, îmi plac foarte mult gemurile. Aș lua linia asta de aici pentru că mă avantajează să le deblochez pe astea două direct. Dar parcă n-aș lua neapărat. Sau? Hai că mergem direct cu astea, că pare mai... pare mai ok. Oricum puncte avem, nu ne facem griji, mai are eventul câteva zile până dispare. Probabil până apare 500 de gemuri, bun, 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 bun. Și am scăpat și de fantomița și o să deblocăm pasta de aici. Hai să dăm și pentru 500 de gemuri. Hai să luăm și cele 500 de gemuri care ne aparțin și le băgăm acolo unde trebuie. Și mai avem un dovlecel. Mă așteptam la gemuri, dar ne mulțumim și cu aceste 300 de transfer point-uri, unde avem 4600. Și am găsit portalul, bines. Mă bucur că l-am găsit atât de rapid, să zic așa. Nu pot să zic că mă plâng sau ceva. Aici ce mai avem, 500 de gemuri, foarte bun. Astea probabil o să le dau eu colect separat. Nu cred că o să le mai păstăm pentru clip, pentru că sunt gemuri. Jucătorul la 94-99 maxi să ne... pice 94, 90. Bun, hai să vedem ce luăm din acest 94, 99. Și jucătorul nostru 94, 99, ultimul, este Hall of Legend.
Argentina, CDM. Am vrut să zic Mascherano. 94, Perez. Bă, Perez, Daniel Perez. Pentru cine știu, aici am vândut cam de lucrat doi de ăștia. Mascherano. Super, nici nu mă mai interesează restul premiilor. Mi-am luat Mascherano, mi-am luat jucătorii, mi-am luat și 1000 de gemuri sau cât am luat de pe aici. Superb, superb, superb. Văd că mai deschis aici o dată cu 500 de gemuri. Aici mai avem 500 de gemuri. Astea o să le fac eu separat. După o să iau acești 30 de jucători pentru că mă ajută. Avem nevoie de jucători din ăștia în club pentru a putea face jucătorii la rang 30. Să-i maxăm acolo, să fie totul, totul frumos. Și am terminat și acest capitol, acest etaj, acest floor 3. Așteptăm să deblocheze, avem premiu. Hai să vedem puțin și secret world-ul din, din câte mi-am calculat eu, asta o să putem să le luăm cum vrem noi. Exact. Și fantomița. Băi, deci fantomița este, cred că bike-ul meu favorit de aici. Arată super, super mișto fantomița asta. Și de asemenea o să luăm probabil Mascheranou și probabil gemurile dacă ne mai ajung bănuții. Dar asta vedem pe, pe parcurs. Luăm direct Mascheranou pentru că aici putem să luăm ceea ce ne dorim. Ceea ce mi se pare super, super mișto. Veni și Mascheranou cu numărul 2 și hai să vedem. Am ajuns în punctul în care abia așteptam să ajung. Deci prin urmare, hai să vedem un jucător 97-100. Sper din toată inima, din toată inima să fie Dennis Mann. Mi-ar face o mega plăcere să le-am pe Dennis Mann la echipă. Așa că, Dennis Mann, bine ai venit la echipa Sony Squad România. Ok, nu e o problemă de PvP cu ăsta pentru că Marea așteptare. Nu știu dacă e neapărat aici, este la pecul de 3000 care urmează la trick or treat-ul ăla. În schimb aici 99 overall trick or treat icon player unde avem și cum îi cheamă, și hero și icon. Îi dăm claim și hai să vedem. Să nu fie 100, să nu fie soldier, să nu fie... Dă-mi un 101, băi, deci dacă pică un 101, dăm portar. Bă, dacă îmi pică Dudek portar, eu cred că-s fericit. Hai să vedem. Hai. Măcar era 3 double, să-l vindem și noi. Da, ăsta o să intre la un exchange, cel mai probabil. Nu am ce să fac cu el. Foarte... foarte prost. După un eșec total acel pachet cu icon unde ne-a dat, mai bine nu ne mai dădea. Deschidem acest 70-95 gratis unde 84 de pai. Bine-s, bine-s. Până să deschidem pack-ul ăsta de aici, vreau să mergem puțin să deschidem și celelalte pachete de la exchange și de pe store. Pentru că vreau să le deschidem. Întâi facem pe ăsta daily un 98, nu garantat, bineînțeles, dar un 98, o posibilitate la 98. Eu zic că ne dăm un 93. Ce ziceți? Pică un 93 de aici? Când vreodată. 85 donari, dacă îi adunăm pe toți, facem mai mult de 93. Limited exchange. 4 jucători. Cred că printre ultimele pe care le mai putem face, mai avem câțiva jucători pe aici, dar nu știu dacă îi facem neapărat pe toți. 95-100. Nu-mi dai 101, nu-mi dai 102. Dă-mi-l pe Dennis Mann de 100. Cer un român. Sunt român în România. Dă-mi un român. Dă-mi-l. Vreau să văd România. Hai! Anglia. Nu știu ce poate să fie. CB Everton. Guehi. Sau cum îl cheamă pe ăsta. Da, Guehi. 96-96. Aolo. Jale. Jale. Până să mergem la picul ăla de 30.000, mergem întâi pe store, unde avem acest UCL League, unde foarte mulți dintre voi ați prins jucători de 101, 102, 103, numai eu n-am prins nimic. Și Trick or Treat Daily. Începem cu Trick or Treat Daily-ul, dacă toți suntem la Trick or Treat Event. Pentru mine, ultimul pachet pe care îl voi deschide de aici.
Nu o să mai deschid nimic având de campionat eventul, o să păstrez cam toate gemurile, vedem Balon d'Or, vedem ce apare, vedem ce și cum, poate mai băgăm și acolo câteva zeci de gemuri. Hai să vedem de aici un stack bun! Italia! Striker! Fiorentina! Este ăla, știu cum îl cheamă, da, Kin. Kin de 98, ce-mi place din 98, 100 să-mi dea fix 98, este visul meu de când sunt copil mic. De aceea o să mă duc să mai deschid un pachet de aici, tot de 98, tot de 103, unde probabil o să-mi dea exact același lucru și o să fiu wow, îți mulțumesc EA Sports, it's in a game, it's in a game, EA Sports, oamenii mei care efectiv m-au făcut să iubesc acest joc din tot sufletul. Dați-mi și mie un 100, mă. Pă bune, bă. Hai. Hai cu un steag bun, hai cu ceva, nu știu, dă-mi un jucător băgabil în echipă, nu știu. Superb. Superb, zic și eu. Bun, am ajuns la picul ăsta, cel mai important pic. Eventul se termină în 2 zile. În 2 zile o să apară probabil alte picuri noi. 30.000 de puncte pentru un 100-103. Dacă îmi dai, dă-mi un CM de 100-101, eu sunt mulțumit cu un CM. N-am, cred că, vreo problemă să-mi pice un CM. Dacă îmi dai, dă-mi right winger, pentru că aș vrea să schimb formația și mi-ar plăcea un right winger. Așa că, fără mari discuții, sau un CB. Nu m-ar deranja un CB. Hai! CB, CM, right winger. Let's go! 30.000 de puncte pentru... Stai! Pentru... Haide, dăm ceva bun! Dăm ceva bun! Știu că foarte mulți probabil l-ați luat pe Van Nistelrooy, dar eu cred că o să-l iau pe Cannavaro. Hai să ne uităm puțin pe market la cei doi. Avem aici variantele, primul este Van Nistelrooy cu 3 la skill move, 3 pe weak foot, viteză, shooting, ok, passing, dribbling, defending, physical, 3 turi, are doar finisher și power header, e destul de înăltuț acolo, costă undeva la 290 de milioane. Iar în picul pe care vreau eu să-l aleg și picul pe care o să-l aleg eu, spuneți-mi în comentarii voi ce ați fi ales din el. Este Cannavaro, care are tot la fel, dar nu prea ne interesează foarte mult astea, are 94 pace, mi se pare ok pentru un fundaș, poate mai crește măcar până la 100, defending 109 și physical 104. Ceea ce mi se pare super sumerișor. Solid player, dives into tackle și leadership. Costă în jurul la 340 de milioane. Ceea ce, pe lângă faptul că îl face mai scump, mie mi se pare mult mai bun și eu am nevoie de un fundaș, nu de atacant. Prin urmare, alegerea noastră va fi Cannavaro de 101. Sărim peste Van Nistelrooy pentru că nu consider că am nevoie de el. Dar de Cannavaro... Chiar cred că este ok pentru echipă. Nu prea mai avem ce să facem pe aici. O să le deschidem și pastea pe toate 5. Da, am spart ceva gemuri astăzi. Voiam să spargem mai multe, dar la ce noroc văd că n-am. Prefer să ne oprim aici. Le deschidem doar pastea. Am spart cât 3, 6, 7.000 aproape. Nu este mult, mai ales că avem o sumă bună de gemuri pe fundal acolo. Dar da, nu știu dacă ca bașale, o să luăm și noi pe ăsta. Nu știu dacă de aici e vreo șansă să pice acest Mascherano foarte ușor. Dar noi încercăm șansa aici, poate luăm măcar un jucător de gol, ceva 7-6. Mai avem încă două. Hai să vedem, bam, da, vreau și picul acesta. Din el ne va pica un jucător 7-8. Varela, văd că crește overall-ul. Poate acum ne dă și nouă un 80. Cum ar fi un 80? Le deschid mai mult să văd care ar fi șansele. Din ce observ, șansele sunt 84. Bă, e chiar ok. Nu am luat ce mi-aș fi dorit eu să-mi iau, dar e destul de ok, să zicem așa. Hai să dăm aici un colectol. Puțin dezamăgit de picul ăla, dar Cannavaro măcar o să intre în echipă. Vine și cu animație de icon.
Bun. Canavaro, astea da, de la Premium zilnic, de-l mai iau de la ei. Și cam atâta. Ăștia bănuiesc că sunt tradable, nu? Da, ăștia sunt tradable. Foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Mai avem și 15 de-astea de la PES de aici. Hai să le dăm collect să vedem, nu am dat click claim. Mi-a doar una. Da, mi-a luat doar una. Ok, o să dăm collect all să vedem dacă luăm și noi măcar un jucător 85, 86. Era o posibilitate acolo de 83, 81. Acceptabil, de când nimic sunt buni și ăștia. Și așa pe final zic să mai deschidem un singur pachet, pentru că așteptăm resetul ăla de la Division Rivals. Nu prea mă grăbesc cu el. 97, 103. Nu vreau decât poate un CM. Dacă primești un CM să-ți schimb CM-ul, cred că sunt cel mai fericit. Poate un 101, nu știu. Scrieți-mi, v-ați luat ceva de la Rivals? Sau n-ați luat? Și dacă vă uitați până aici, nu uitați de like! Hore, este Icon! Anglia! CB! Bă! E hero! Ha! Bă, e bun! E bun, dar n-am ce să mai fac cu el acum. E foarte bun King, dar n-am ce să mai fac cu el. Mai vreți să dăm unul? Hai să mai dăm unul, pentru că punctele le facem. Vrem, nu vrem, noi facem punctele înapoi, ne jucăm și le facem. Hai să vedem, cred că sau le dăm pe toate trei, nu știu, mi se par mult toate trei, sincer. Hai să vedem un steag, ai? Deci am crezut că mi-l dă pe Van Nistelrooy de muream. Și ultimul pachet, le deschidem pe toate. Pe toate am zis. Hai să vedem de aici. Ultimul pachet de 97 plus. Dă-mi un CM, bă, cer un CM ca disperatul. Dați-mi un center, center mid. Brazilia. Left mid, bă, nu vreau left mid. Nu vreau left mid, dați-mi și mie un CM, mă, un CM. Mi se pare mega amuzant faptul că am rămas cu 2024 de puncte. Ceea ce mi se pare wow. Și cam mai se termină și ultimul nostru episod din miniseria noastră de Trick or Treat. Mă bucur foarte mult că v-a plăcut și vă mulțumesc pentru toată susținerea oferită la această miniserie. Sper să mai avem evenimente pe parcurs, să mai facem diferite serii de-astea. Nu pot să zic că sunt mulțumit după acest episod, pentru că am ieșit cam pe o gaură destul de mare. Am luat doar un jucător, băgat bil în echipă și cam atât. Nu pot să zic că mi-am îmbunătățit cine știe ce echipa. N-am avut noroc mai spre deloc. 100 acolo, 97 acolo, 101 acolo. Am fost cam scârțeală. Nu prea mi-a plăcut, să zic așa. Dar, cam astea fiind spuse, nu uitați de un like, share și subscribe. Iar până data viitoare, eu am fost Sony și noi ne revedem cu siguranță la un nou clip de seara, pe un live. Nu am țigle pe acoperiș ca pe Stea versus Gaston. None, none, dau pe gât în jos și stric după garson. Era ce-am pierdut aseară și apoi am rămas pieton. Mă strânge capul de frunte ca pe pește un piton.